Vă spun bun găsit, doamnelor și domnilor! O avem astăzi în platoul Argeș TV pe Mona Șerban, managerul școlii de limbi străine Smart Academy of Languages, un om care promovează în centrul privat pe care îl conduce și nu numai educația de calitate, centrată pe copil și nevoile sale. Înainte de toate, Mona, te rog să ne spui câteva cuvinte despre omul și profesorul Mona Șerban și cum ai ajuns să deschizi un centru de limbi străine în orașul Pitești. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici. Bună ziua! Am terminat facultatea în 2004, pe Gheorghe Doșa, am terminat secția franceză-engleză și îmi doream foarte mult în acel moment să plec în străinătate și să predau în străinătate, fără să știu prea bine exact ce doresc. Și în ultimul an de facultate, AISE, care este cea mai mare platformă internațională pentru studenți, au venit și au făcut recrutări la facultate pentru absolvenți care doresc un stagiu internațional, să predea engleză în străinătate. Și am trecut prin mai multe teste, mai multe probe și am fost selecționată pentru acest exchange. Știu că în acel moment toată lumea mă întreba, bine, dar o să te duci să predai afară engleză? Era vorba să predau în Turcia, în orașul Eskişehir, dar tu nu vorbești turcă, cum o să faci? Și părea ceva totul așa foarte ciudat și eu m-am gândit, bine, nu știu cum o să fac, dar din moment ce sunt aceste recrutări, probabil că oamenii ăștia știu ei ce fac. Și prima mea experiență internațională și prima mea experiență de a preda limba engleză a fost în Eskişehir, într-un centru privat, în care am lucrat cu, mai ales cu copii. Și pentru mine atunci a fost o noutate și am început să-mi dau seama cum să predai limba engleză, fără să folosești limba nativă. Evident, nu puteam să folosesc limba română, nu puteam să folosesc nici turca, nu vorbeam turcă. Și atunci, fără prea mult sprijin acolo, am început să-mi dau seama că se poate lucra foarte frumos pe vizual, cu multe flashcard-uri, cu multe poze și să predau engleză prin engleză. Și metoda asta care am început să-mi o dezvolt eu treptat în străinătate, am adus-o pe urmă și în România. Atunci a fost primul stagiu pe care l-am făcut în Turcia și a continuat, m-am întors în țară, mi-am dorit foarte mult să continui și am plecat și în Columbia, în America de Sud, unde am predat la început în Santa Marta, pe coastă, și eram asistent de profesor într-o grădiniță, lucream cu copii de 6 ani, o grupă de 30 de copii și a fost pentru mine o extrem de mare provocare, pentru că eu aveam o engleză în momentul acela cu un puternic accent american, copiii mă înțelegeau destul de puțin, nivelul lor era destul de scăzut, deși era un centru privat de mare succes în Santa Marta și efectiv de foarte multe ori profesoara titulară pleca și mă lăsa pe mine cu 30 de copii. A fost o provocare, dar o provocare din care eu am evoluat foarte mult. Iar apoi am lucrat și am locuit 2 ani în Londra. Acolo am făcut cursuri de lungă și de scurtă durată, în care m-am specializat ca profesor. Mi-am trimis la început toate actele mele din România, toate diplomele mele la NARIC, așa se numește instituția care echivalează studiile. Pe urmă am făcut studii, am obținut QTS, Qualified Teacher Status, care este un fel de titularizare, care îmi dădea practic dreptul să predau acolo. Ceea ce a fost surprinzător, șocant, dar pe politica drepturilor egale, în Anglia sunt foarte mulți asistenți și foarte mulți profesori care nu sunt nativi. Și am ajuns să predau acolo IELTS, care este un examen, la fel ca Cambridge, că Cambridge este mai cunoscut, pentru studenții internaționali care, odată ajunși în Anglia, doresc să studieze la nivel universitar, dar trebuie să aibă o astfel de diplomă. Și eu le predeam IELTS și pe urmă treceau examenul și puteau să facă studii masterale și așa mai departe. Cum a fost toată această experiență pentru tine? Am cunoscut mai multe sisteme educaționale din lume, într-adevăr în mediul privat, și am observat cât de mult totul se centrează pe copil și pe nevoile lui și nu pe profesor. Eu sunt în față, profesorul este în față, ci pe copil, ce nevoie ai tu? Și o conectare autentică cu nevoile copilului. M-am schimbat total din foarte multe puncte de vedere. Mi-am căpătat o independență extraordinară pe care nu aveam. Obișnuiam să fiu, eu eram foarte timidă, foarte retrasă, foarte introvertită.
Eu, în momentul acesta, sprijin foarte mult această plecare a studenților să studieze în străinătate. Am foarte mulți copii care termină cu la centrul SMART un nivel Cambridge CAE, ce le trebuie lor Advanced Certificate, și sunt de principiu că noi avem acest cordon umbilical pe care îl tăiem foarte târziu în viață, poate când ne mărităm. Și atunci, pentru mine, plecatul afară a însemnat efectiv că a trebuit să mă descurc pe compropriu. A trebuit să-mi dau seama că nu mai e mama și tata să mă ajute pentru orice problemă și am avut o grămadă de probleme. În Turcia am plecat pe viză de turist. Pentru 3 luni aveam doar viză de turist, a trebuit să-mi reînnoiesc, nu vorbeam turc, a trebuit să mă duc și să bat la forțele poliției și să încerc să rezolv niște lucruri cu ajutorul ISEC, dar pe compropriu. Și atunci foarte multe lucruri de genul ăsta mi-au dat seama că, ok, trebuie să te descurci. Și dintr-o persoană foarte introvertită și foarte, foarte excesiv de timidă, am ajuns mult mai conștientă de mine, de ce pot să fac, mult mai independentă și din punctul ăsta de vedere recomand stagiile de pentru studenți afară. Cred că sunt binevenite din punctul ăsta de vedere și bineînțeles că educația este altfel. La ce vârstă este ideal să începem să învățăm o limbă străină și de ce? La Centrul SMART noi putem să primim copii de la 5 ani, ideal cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că imaginați-vă că eu am foarte mulți părinți care îmi spun, Mona, o să aduc copilul la tine, din păcate și profesor care are această concepție, o să aduc copilul la tine după ce învață să scrie. Și zic, da, dar nu are nicio legătură una cu alta. Învățarea unei limbi străine trebuie să o privim exact ca o abilitate pe care noi ne însușim. Niciun părinte nu-și aduce copilul la Centrul SMART pentru că, cum să zic, la o meditație. Cum face meditație la română, la matematică, la biologie, să facă și la engleză. Este vorba de o abilitate și creierul nostru se dezvoltă pe o limbă străină. Noi oferim în momentul acesta 4 limbi străine diferite, dar întâi exact ca un bebeluș, da? Care se naște și începe să asculte în casă pe mama și pe tata vorbind. Și aude, aude și la un moment dat începe să vorbească. La un an jumate, la 2, la când începe el, începe să vorbească. Da? La fel este și cu limba străină. Cu cât mai devreme începe copilul să fie expus la limba străină, la engleză în mod deosebit, aude, aude, aude și la un moment dat începe să vorbească. Și noi mergem foarte mult pe această metodă. Copilul aude, este expus și pe urmă își dă, începe să și producă limbă. Lucrurile astea se fac treptat și este o abilitate. Este o abilitate, imaginați-vă, mie îmi place mult să dau exemplu ăsta. Imaginați-vă efectiv că și au fost mulți adulți care mi-au venit la centru și mi-au spus că au fost într-o situație de asta, de au pierdut o promovare, o plecare în străinătate pentru că nu au vorbit limba engleză. Și cumva vreau să repede să îngrășăm porcul, da, într-o lună de zile, Mona, fă cu mine ceva intensiv, într-o lună de zile să învăț toată engleza. Și zic, acum, că nu este imposibil, nu spun asta, dar realistic vorbind, cu toate lucrurile pe care le are un adult în viața lui, cât este de posibil ca tu să prinzi tot terenul ăsta din urmă și să fii probabil cu un alt candidat în același timp pentru acel post sau pentru acea promovare, un candidat care poate a făcut engleză toată viața. De aceea, o limbă străină trebuie începută cât mai devreme și trebuie să fie un proces asumat și constant. Adică dacă am început la 5 ani, păi eu până în clasa 12-a pe copilul ăla îl duc la limba engleză sau la limba germană, ce mi-am propus, ce cred eu că este de viitor și este bine pentru el. Și acest proces trebuie să fie asumat și din partea părinților și din partea copilului și al profesorului, evident. Să fie efectiv o muncă de echipă în care noi la sistem, în școală mizăm foarte mult pe faptul că și acasă copilul are sprijin. Și spunem asta părinților. Evident, un copil care va ajunge la un interviu la 20-25 de ani, după ani de engleză în care a citit povești, în care e articole, în care a dat examene Cambridge, poate a fost în tabere cu nativi, drumul acesta lung și asumat de părinți, emoțiile vor fi mult mai mici la un astfel de rol, de pas foarte important din viața lui. Și, practic, noi pentru acea zi din viitor îl pregătim pentru copil, nu? Pentru acea zi în care copilul va ajunge un adult în fața unui interviu sau în fața unei comisii și va trebui să folosească cu lejeritate, cu multă încredere, limba engleză. Îngrășarea porcului într-o lună de zile să învăță o limbă străină este ceva care, deși este posibil, realistic vorbind, puțin probabil.
În ce constă metoda SMART? Ce aduce acest centru nou? Metoda SMART înseamnă, în primul rând, curriculum Cambridge, pe care noi îl urmăm. Noi suntem și centru de pregătire examene Cambridge și ne susținem în luna iunie sesiunea de examene Cambridge. Și înseamnă standardizare. Noi, profesoarele de la SMART, avem training permanent în care ne însușim aceste metode. Și eu cred foarte mult în ideea de standardizare. De exemplu, dacă avem nivelele Cambridge, da? Starters, Movers, Flyers și așa mai departe. La nivelul Movers ne știm foarte bine materia și știm foarte bine cerințele acestui nivel. Standardizarea înseamnă că ce predau eu în clasa mea, predai și tu alături, dăm aceleași teme, urmăm același curriculum. Cred că de lucrul ăsta este nevoie nu numai la mine în centrul SMART, ci peste tot în țară, când e vorba de educație. Eu sunt surprinsă când îmi spun părinții surprinsă. Nu mai sunt surprinsă, dar nu mi se pare corect copii care, de exemplu, îmi spun că în vacanța de iarnă, a, eu nu am nimic de făcut, nu mi-a dat nimic, da? Și pe anul zic, a, păi am de făcut și de făcut nu știu câte pagini și câte culegeri și zic, ok, unde e standardizarea? Și atunci cred în această standardizare. Facem tot același lucru, aceeași cantitate de teme, aceeași metodă. După primii 2 ani, foarte mulți copii ne vin de la 5 ani și continuă într-un mod asumat toată perioada aceasta de gimnaziu și mai departe. După primii 2 ani în care învățăm vocabularul de bază, al unei limbi străine, engleză, germană, spaniolă, ce-o fi, pe urmă noi lucrăm foarte mult pe povești. Foarte mult cred în bucuria cititului și promovez bucuria cititului. Avem povestioare, la început evident mai micuțe, pe urmă tot mai mari, cu un vocabular foarte frumos și lucrăm pe aceste povestioare. Copiii trebuie să le citim în clasă, evident, punem foarte multe întrebări în limba engleză, să vedem cât se înțelege din poveștile respective. Și pe urmă copiii au acasă de ascultat, pentru că avem și suport audio, și de citit cu voce tare. Astea sunt cerințele, astea sunt, cum să zic, must-ul, ce trebuie ei să facă. Adevărul e că nu toți copiii fac și noi avem întotdeauna ca temă, citește de 10 ori cu voce tare, ascultă de 10 ori. Unii copii fac lucrul acesta, unii copii nu fac lucrul acesta. Progresul lor pe durata multor ani se vede la un moment dat, în funcție de cât au făcut sau nu au făcut lucrul acesta. Acest lucru noi nu-l putem controla, dar evident că în clasă imediat se vede cine a făcut și cine n-a făcut. Aș spune că lucrul pe care punem cel mai mult accent este bucuria cititului. Și aici trebuie să fie o muncă de echipă și părintele acasă să-și asume acest rol, că dacă o să spună, hai, trebuie să citești, a zis Mona că trebuie să citești, pe ton poruncitor și ordin, nu va fi bucuria cititului. Și atunci eu cumva cred că este mult mai important ca părintele să nu supraestimeze această teoretizare a cititului. Că știi, dacă citești, o să ajungi departe în viață și o să ajungi om... Da? Că eu am citit când eram mic și îmi luam singur cărți de la bibliotecă și citeam. Cred că teoretizarea asta, care mulți părinți o fac, nu este foarte benefică. Cred că, din potrivă, trebuie totul făcut ca în joacă și cumva să dăm importanță... Și să-l atragi pe copil. Să-l atragi categoric prin modelul pe care tu îl dai în casă. Dacă un copil nu te vede citind pe tine, evident că s-a dus ce se face spre tabletă. Și atunci, întotdeauna, noi avem ședințe cu părinții destul de des și le spun că este important să fie văzuți citind. Și este important ca să fie totul prin joacă și cumva copilul să ajungă să fie profesorul în casă, să zică, oh, mami, eu nu știu cum să citește cuvântul ăsta, ajută-mă și pe mine. Eu sunt curioasă și eu, adică părintele să spună lucrul ăsta. Sunt curioasă de povestea pe care o ai astăzi la engleză. Ia mi-o citesc și mie? Sau hai, ajută-mă pe mine să o citesc. Și atunci, dacă este un joc de rol și tot părinte... ca o muncă de echipă. Da, exact, o muncă de echipă și ca o încurajare și un joc mai degrabă decât trebuie să citești. Du-te în Canada, citește de 10 ori. Da? Evident că vrei să ajungi la undeva, dar ai mai multe feluri în care poți să ajungi. Poți să ajungi și cu nervi și crispat, trebuie să citești, trebuie să scrii, sau poți să ajungi prin metoda asta mai jucăușă, în care părintele cere ajutorul să citească el însuși, să înțeleagă el însuși și copilul devenind profesor, nu? Atunci, asta e mai mică, ți-a arăt eu. Sunt părinți care fac lucrul ăsta. Se inversează și, puțin rolurile. Da, se inversează și se bucură pentru că fac ceva peste mami, am o abilitate pe care mami nu o are. O ajut eu pe mami să învețe engleză. Sunt părinți care fac lucrul acesta și îmi spun că funcționează și le este drag.
Dar evident că este greu, pentru că după o zi de muncă mai trebuie să fac și lucrul ăsta în plus. Dar, uitându-ne înainte, pe mulți ani, câștigul și beneficiul este imens. Că copilul acela și-a internalizat. Eu niciodată nu zic că îl învăț pe copil engleză, îi facilitez învățarea și internalizarea. El își dezvoltă creierul pe limba engleză. Este un lucru extraordinar. Și are nevoie ca, nu zilnic, dar măcar din două în două zile, să audă engleză, să vorbească engleză, să citească engleză. Da. Cum vezi tu educația în România? În momentul acesta, și probabil că avem nevoie de această standardizare. Avem nevoie în învățământul de stat de această standardizare în care toată lumea să facă același lucru la unison. Nu o doamnă să facă 10 culegeri în plus și doi copii care vorbesc, unul spune, eu n-am multe teme, celălalt e frustrat, trebuie să ducă acasă să facă teme. Eu îl urmăresc pe Ken Robinson și tot ce înseamnă TED Talks. Spune acolo cu foarte multă inteligență că tot sistemul educativ se bazează pe ceva fals din start. Pe ideea că toți copiii sunt înzestrați academic. Și nu sunt toți copiii înzestrați academic. Noi încercăm să băgăm în toți română și matematică. De mici. Română și matematică, dacă vrei să ajungi om departe și așa. Română și matematică. Și se neglijează educația fizică, care ar trebui să fie zilnic pentru well-being-ul, pentru starea de bine a copilului. De mic, copilul zilnic educație fizică. Se neglijează artele, se neglijează desenul, se neglijează pictatul, se neglijează lucru manual, se neglijează lucruri și de foarte multe ori în locul lor se face română și matematică. La refuz. Normal că copilul este stresat de atâta română și matematică și muzică și lucrurile care îl pasionează sunt date la o parte. Eu înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta. La început când a prins viață educația și primele clase care au existat, totul era văzut pe acea traiectorie de industrializare. Să stăm frumos în bănci și da, să producem. Societatea atunci avea doar nevoile acele basice, da? Nevoia de mâncare, nevoia de acoperiș și adăpost și astea erau nevoile pe care le avea societatea atunci. Societatea s-a dezvoltat în momentul acesta, pe lângă oameni care predau română și matematică și, nu știu, profesori, doctori, ingineri și avocați, ce are nevoie o societate, ne-am început să avem și alte nevoi. Am început să ieșim în oraș. Da? Și au început să apară, poate nu neapărat în Pitești, suntem un oraș mic, și dar eu vorbesc de lumea civilizată, nu civilizată, lumea vestică, în Anglia, unde am locuit. Oamenii pe lângă muncă înseamnă să iasă în oraș, să iasă la petreceri, să iasă în cluburi. Asta înseamnă că a apărut foarte mult nevoia de cântăreți, nevoia de formații care să performeze live. Oamenii au început să se ducă la expoziții, e nevoie de pictori, e nevoie de artă, se duc la sală de fitness, de zumba, de tot felul. Și atunci au început toate lucrurile astea care, când eram mici, probabil că părinții spun, nu o să te faci tu cântăreț. Română și matematică. Cântăreț nu o să te faci. Nu o să te faci tu, nu știu, cu sportul, mai ușor cu sportul, nu te faci tu fotbalist, nu o să te faci tu voleibalist, nu o să te faci. Și toate lucrurile astea, care sunt văzute ca arte și în sfera de mai puțină importanță, de fapt au început să fie joburi. Și poate joburi mai bine plătite decât română și matematică. De această evoluție a societății, școala nu ține cont. Școala tot română și matematică. Păi da, dar uite că poate copilul ăsta este realmente înzestrat pe partea de sport. De educație fizică, pe volei. O să-ți facă profesor de zumba, o să facă turnee prin România. Cum se întâmplă, da? Sau poate în sănătate cu chestia asta. Și atunci, cred că trebuie centrată realmente educația pe ce poate copilul să facă. Că în clasa 12-a sunt copii care nu știu ce o să facă mai departe. Mi se pare o tragedie. Mi se pare că adulții din viața lui, și profesori, și părinți, nu au știut copilul are multe talente și multe pasiuni
și nu este direcționat pe aceea unul, două care îmbine și pasiunea și cu talentul lui că poate să facă lucrul acela bine. Și se dă în cap că nu, asta nu, și română și matematică. Cunosc copii care și în străinătate au plecat și au ales și au plecat în străinătate un an de zile să facă o facultate care li s-a părut lor nu știu cum, nu știau cu ce se mănâncă, s-au întors acasă cu datorii, da? Și copii care se duc și fac facultăți care pe urmă n-au nicio relevanță în jobul lor, ce urmează să facă ei mai departe în viață. Și toate lucrurile astea sunt o pierdere de timp și de energie și frustrări și atunci o direcționare reală în timpul claselor 1-4, 4-8, până la liceu sau poate chiar și la liceu, dar să avem o direcție, să avem încredere, să avem încredere că ce vrea copilul, pasiunea lui reală, să fie sprijinită, pentru că clar, ăla este țelul lui, ăsta e drumul lui. Și de ăla, el, dacă el este încurajat și în sufletul lui primește validarea, da mă, uite tu, chestia asta o faci bine, bravo ție, și primește din partea tuturor, el clar că va ajunge să facă acel lucru cu tot sufletul și bine, și va avea succes. Și atunci, decât împingerea să facă 1000 de meditații pe lucruri care nu-l interesează, mi se pare că ne sabotăm copiii, poate că e mult spus, dar așa văd eu lucrurile. Știu copii în clasa a 8-a care fac 5 meditații. Pe și timpul lui liber și socializarea și tot ce înseamnă perioada asta copilăriei, nu, că trebuie să ajungă la un liceu bun, nu? Și nu e ok. Nu și e de okay. Cele mai multe ori este dorința părinților, nu a copilului. Da, ce copil după atâtea ore la școală zice, hai mai dă-mă și la o meditație, că n-am învățat suficient. Da, nu cred, da. Este... Având o experiență internațională, cum vezi tu rolul părintelui și al educatorului? În ce proporție educația copilului trebuie asumată de părinte acasă și în ce proporție trebuie asumată de educator la clasă? Cred că în momentul acesta este o jonglerie de tot timpul. Jonglăm responsabilitatea, da? Adică părinții blamează pe profesori că nu fac suficient la clasă de a-i duși la meditații. Și profesorii îi blamează pe părinți că nu se ocupă suficient de copil. Da? Și atunci, nu? Cine? Nu câștigă nimeni din toată această controversă și copilul are de suferit. Cred că o școală trebuie să fie o comunitate. În Anglia eu am văzut lucrul acesta. Școala era o comunitate reală în care profesorii și părinții se întâlneau. Se întâlneau și vorbeau ce probleme sunt, făceau activități multe împreună, erau părinții invitați la școală ca să-și prezintă joburile, să vorbească despre ce fac ei la jobul lor, să inspire pe copii, să vadă ce copii ar avea înclinații spre lucrul respectiv. Eu știu că este această tot timpul presiune a timpului, dar educația este extrem de importantă, este vitală pentru o societate, iar la noi a ajuns să fie lucruri de care ne preocupăm cel mai puțin. Comunicarea cred că trebuie să fie pe primul loc. O comunitate și o comunicare reală. Părintele să aibă curajul să se ducă la profesor și să-i spună, uite, asta, cred că, nu știu, folosești un ton prea ridicat cu copilul meu, cred că trebuie să-l validez mai mult, să-i dai mai multă încredere. Noi nu avem curajul să mergem să le spunem profesorilor, ok, ce gândim, cum vedem relația. Nu este o comunicare reală. Nimic din ce facem. Bine, nu mă refer doar la educație. Am senzația că așa suntem noi în tot ce facem. Nu este o comunicare reală. Așa este gena noastră? Da, este problema numărul unu. Că nu știm să ne spunem nevoile, să le vorbim, să le discutăm și să ajungem la un punct în care ne întâlnim. Pentru că avem același scop, nu? Ca acest copil să fie fericit. Școala ar trebui să fie un loc în care copiii se duc să fie fericit, să socializeze, să crească. Să crească sufletește. Să li se dea încrederea că ei pot. Ei pot să facă lucruri. Singuri. Nu doar sprijiniți de mama și de tata și, cum să zic, uitându-se mereu peste umăr că trebuie să răspundă cuiva. Mai multă autonomie și independență și încredere în sine. Și lucrurile astea se fac prin comunicare reală. Dar trebuie să vină din ambele părți. Și sunt puțini oameni care realizează lucrul acesta. Dar cred că totuși tot mai mult începe să se întâmple lucrul ăsta și la noi. Dacă ar fi să dai un sfat, un singur sfat părinților, care ar fi acela? Să petreacă timp calitativ cu copiilor. Nu să stăm în față la televizor împreună. Timp calitativ. Acel puțin timp care este să fie calitativ. Să citească împreună.
să citească cărți împreună, să vorbească despre cărți împreună, să-i întrebe realmente cum a fost ziua ta, spune-mi 3 lucruri bune care ți-au întâmplat astăzi la școală, să fie mai pozitiv, energia din casă pozitivă îl inspiră și pe copil să fie și el pozitiv și da. Pe lângă cursurile de limbi străine, ce alte activități se mai desfășoară la centrul SMART? Deci avem în momentul acesta engleză, germană, franceză și spaniolă. Posibil să introducem și italiană pe viitor. Și examenele Cambridge din luna iunie le organizăm. De asemenea, tabere de limbă engleză cu profesori nativi, împreună cu British Camps. Și tabere de limbă engleză în Anglia. Anul trecut a fost pentru prima dată și anul acesta vom continua cu tabere de limbă engleză, dar toate sunt doar pentru cursanții noștri. Vrem să mergem în tabără cu copiii pe care îi cunoaștem, de aceea noi nu facem reclamă când facem tabere, cum să zic, în exterior, pentru că nu este scopul de a ne aduce mai mulți copii la centru, ci pur și simplu să le oferim celor care sunt acolo oportunitatea să vadă efectiv cum folosim limba engleză în afară de lecțiile noastre, care sunt interactive și sunt foarte calitative, dar pe urmă, față în față cu un nativ, cu activități, descurcă-te. Și atunci lucrurile astea sunt foarte benefice pentru ei. Recent ai fost implicată în organizarea unor evenimente la care au fost invitate femei de succes în domeniul blogosferei și educației românești. Ce ne poți spune despre aceste evenimente? Cum ți-a venit ideea unor astfel de lucruri? Eu cred foarte mult în dezvoltare personală, în dezvoltare profesională. Eu fac foarte des cursuri, încă mă duc în Anglia și fac cursuri de pregătire, de formare profesională și acum în vară deja mă duc în Cambridge pentru 2 săptămâni, abia aștept. Și cred că este nevoie ca noi, ca societate, să ne dăm seama că trebuie să ne dezvoltăm permanent, să citim, să mergem la traininguri profesional și personal, să ne dezvoltăm. Și urmărind pe Facebook pe Oana Moraru și Prințesa Urbană, pe care le admir foarte mult și cred că sunt niște oameni care în momentul acesta realmente schimbă niște lucruri în România, le-am contactat. Oana Moraru, care are o școală în Călăraș și oferă conferințe educaționale și ateliere în toată România, a venit la centrul SMART de 2 ori și ne-a ținut training intern pe metode, pe conectare cu copiii. Și anul trecut, în decembrie, am sunat-o și am întrebat-o dacă ar fi dispusă să vină și să vorbească părinților din orașul Pitești. Și a fost foarte entuziastă, ne-a răspuns că da, sigur. Și la fel am făcut și cu Prințesa Urbană. Ea lansează cărți de suflet absolut superbe, în care vorbește autentic despre trăirile ei, despre problemele care le-a avut, despre bucuriile, despre cum a reușit să treacă peste multe lucruri din viața ei și să fie fericită și optimistă. Și atunci am contactat-o și pe ea și au venit și am avut 2 weekenduri pline în care le-am avut aici în Pitești și pe această serie de evenimente de care să beneficieze piteștenii vreau să mai organizăm și în viitor. Cred că este important să ieșim așa un pic din rutina zilnică și să mai vedem cum gândesc oamenii, aceleași probleme pe care le avem noi, le au și alții, care este o altfel de perspectivă să le soluționăm. Ce planuri de viitor are centrul SMART? În acest moment nu știu sigur să vă răspund la întrebare. Probabil că la un moment dat ne vom extinde, dar nu știu când și cum. Este o muncă extraordinar de mare. Ca manager eu trainuiesc permanent, ofer training colegelor și supraveghez ce se întâmplă. În același timp predau și foarte multe ore pe zi, nu m-am detașat de lucrul acesta, deși și Oana Moraru îmi spunea că Mona, la un moment dat va trebui să faci lucrul acesta și eu conștientizez că dacă vreau ca să fie un management de calitate, că trebuie să mă detașez de partea de predat. Este un lucru care însă mi este foarte greu să-l fac, pentru că de când am deschis centrul de 6 ani de zile, sunt copii cu care lucrez de 6 ani de zile. Cred că și copiilor le va fi foarte greu să se despartă la un moment dat de tine. Da. Dar probabil că asta este calea normală al, nu știu, progresului, al faptului că în același timp îmi dau seama că este nevoie de centre SMART, sau nu neapărat de centru SMART, dar este nevoie de acest standard de calitate pe care noi încercăm cu tot sufletul să-l impunem. Și este nevoie în toată România. Și atunci, probabil, nu știu, în viitor.
După această avalanșă de informații, cred că m-ar bucura să ne vedem și în cadrul unei emisiuni la Centrul Smart. De ce nu? Ar fi superb, da, sigur. Eu îți mulțumesc frumos pentru prezența ta în platoul Argeș TV. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, sunt Daria Rădulescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Argeș TV.